În iulie 2011, consilierii locali arădeni au votat un regulament de monitorizare a animalelor de companie din municipiul Arad. Acesta prevedea obligația fiecărui deținător de câine de companie de a-și înregistra patrupedul la primărie. Regulamentul însă n-a avut niciun efect. Două persoane au înregistrat până în prezent în registrul animalelor de companie al primăriei Arad câinii de companie. Nu știam de această reglementare, de această hotărâre locală, știam doar de ultimele măsuri luate, mai precis registrul REX, conform căruia trebuie microcipat câinele și trebuie trecut în registrul respectiv, nu are voie să circule fără chip. Asta cu Consiliul Local, asta nu știam. Probabil că nu e atât de importantă. Ar fi îndreptățită primăria să aibă o bază de date sau acces la o bază de date cu toate animalele cu stăpân de pe raza municipiului? Eu văd că e o măsură care ar face cheltuieli și mai mari. Ce nevoie este să mai avem încă o bază de date dacă tot avem registrul REX, acela unic, național, și câinii microcipați? De ce mai trebuie să avem noi în paralel o bază de date? Asta nu înțeleg. Nu? Credeți că este normal ca primăria să aibă o bază de date cu toți care au, toți arădenii care au animale de companie? Nu cred, nu știu, la ce le ajută lor chestia asta? Este suficientă acea legislație la nivel național cu microchiparea câinilor? Cred că ajunge, adică eu i-am pus microchip, dar nu știu, cred că următorul lucru o să fie să impoziteze sau asta e ideea. Nu, sincer nu. Credeți că e normal ca primăria să aibă o bază de date, să aibă acces la o bază de date cu toți proprietarii de animale de companie din municipiu? Sincer, nu prea cred. Cred că ar trebui să aibă asociațiile astea pentru animale mai mult, în caz că se pierde cățelul sau ceva, că nu cred, sincer, că jandarmeria se ocupă să ne găsească cățelul în caz că îl pierdem, sincer. E suficient legea la nivel național cea cu microciparea, care a fost dată de curând? Da, eu zic că da. Suntem pe faleza Mureșului, unul dintre locurile preferate de către posesorii de câini pentru a-și plimba cei mai buni prieteni. Puțini însă dintre cei care își plimbă câinii pe aici au și respectat, unii dintre poate nici nu cunosc, hotărârea de Consiliu dată în iulie 2011. Hotărârea de Consiliu care spune că cei care trebuie să-și înregistreze câinii la primărie au termene să facă acest lucru până la sfârșitul acelui an. Un număr infim dintre acești ăștia au făcut acest lucru și un număr și mai mic de amenzi au fost date de primărie, deși în regulamentul aprobat de Consiliul Local se precizează că amenda pentru nerespectarea respectivului articol este cuprinsă între 500 și 1000 de lei. Practic, pentru a-i amenda pe cei care nu respectă acest regulament, primăria nu se poate baza decât pe eventualele denunțuri, pentru că nu dispune de personalul necesar pentru a verifica din ușă în ușă dacă proprietarii de câini și-au îndeplinit această obligație. Mult mai respectată este legea dată la nivel național, care obligă pe proprietarii câinilor să-și cipeze patrupedele. Acest lucru se face însă la cabinetele veterinare și nu există o bază de date comună privind aceste animale, bază de date la care să aibă acces și primăria.